La noapte vor fi înnorări în majoritatea zonelor, însă doar pe arii restrânse se vor semnala precipitații, mai ales sub formă de ploaie sau burniță în zonele joase de relief și mixte la munte, unde vor favoriza depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări pe crestele montane, dar temporar și la cote mai reduse și în sudul Banatului și pe litoral. Se vor înregistra temperaturi cu mult peste cele normale la această dată. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 4 grade în estul Transilvaniei și 6 grade pe litoral. În capitală, cerul va fi noros și trecător vor fi condiții pentru ploi slabe sau burniță. Vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă, mult mai ridicată decât în mod obișnuit la această dată, se va situa în jurul valorii de 3 grade. Mâine, regimul termic va fi caracterizat de valori peste cele climatologic specifice celei de a doua decadă a lunii ianuarie. Cerul va fi mai mult noros și se vor semnala mai ales ploi în regiunile sudice și pe arii restrânse în restul teritoriului. La munte local vor fi precipitații mixte în prima parte a zilei, când vor fi condiții de polei, apoi mai ales ninsori. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări în sud-estul, estul țării și în zona montană. Temperaturile maxime se vor încadra între 2 și 9 grade. În capitală, vremea se va menține închisă, iar valorile termice se vor situa în continuare peste cele normale în această perioadă din an. Trecător va ploua slab, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 6-7 grade. La munte, cerul va fi noros și local se vor semnala precipitații slabe, mixte în prima parte a zilei, când vor fi condiții de polei, apoi mai ales ninsori. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări. Valorile termice vor fi în scădere ușoară față de ziua precedentă.